Am înțeles că în spatele hotelului este o grădină și am venit și noi să vedem. E un fel de grădina botanică de la București. Un fel. E destul de mare. E o curte destul de mare, sincer. Nu? Da. Chiar da. Drăguț. Și puțină verdeață. Asta ne lipsește nouă în București. Verdeața. Că nu vedem decât beton. Unde e lavanda? Lavanda. Ce tare și ce fel e tunsă. Numai că nu e... Foarte frumos. Și cam atât, nu? Zic cam atât, că nu mai e nimic. Dar uite palmieri ăștia. I-am zis că vreau unul acasă, dar văd că n-are niciunul pui. Încă-i mort. Hei! Mami, ce faci acolo? Ce ochi frumoși are, uite-te puțin. Tu și ești, e bolnavă. Subit, amică. Hai, mă, mami. Hai, devii. O să o speriem pe Maria. Supărată? Da. Gata, plecăm. Din păcate. S-a terminat vacanța. Mai vrem. Next time. Ne vedem ori în toamnă, ori... Da. Dacă nu? Ori în iarnă. Ce zic? Februarie. Suntem acasă. Astăzi filmez această parte pentru episodul cu numărul 8. Pentru a vă spune o părere sinceră, cum am simțit și dacă se merită sau nu. Noi ne-am luat o vacanță de 8 zile în Grecia, mai exact în Creta. Ne-am cazat în Creta, toate bune și frumoase, ne-a plăcut hotelul, ne-a plăcut mâncarea, am fost super ok, am încercat și eu tot felul de fructe de mare și specialități de ale lor, dar pe partea cu fructele de mare nu m-au convins absolut deloc, cred că rămân fidelă mâncării noastre tradiționale și pot să spun că am mâncat cel mai bun gyros. Da, a fost foarte, foarte bun. L-am mâncat în Santorini. Cred că ați văzut și în vlogurile anterioare că am fost, nu mai știu exact cum se numea acel restaurant, dar mi-a plăcut super, super mult și am fost foarte încântat. Am mai fost 2 zile în Santorini. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, însă ce pot să spun este faptul că nu se merită să te cazezi în Creta și să mergi în Santorini, pentru că drumul este foarte lung. Trebuie să mergeți pe apă ca să ajungeți și pierzi niște timp prețios cumva. Așa că cel mai bine ar fi să mergi undeva în vacanță și să te documentezi atât de mult încât să vezi ce este prin apropiere pentru nu a pleca din zona de unde te-ai cazat tu în capătul celălalt, ca să zic așa. Mi-a plăcut foarte, foarte mult în Santorini. Nu e fix ca în poze, cum zice toată lumea, superb, alb și toate bune și frumoase. Nu mi-a plăcut faza cu catârii. Catârii erau, nu erau măgari. Mi se pare că îi și chinuie foarte mult. Drumul este pavat cu piatră. Piatra aceea este extra tocită, nu că tocită. Și alunecă foarte rău. Nu văd o chestie bună în faptul că oamenii îi călăresc sau, mă rog, nu știu, cel puțin mie personal nu aș fi încercat niciodată și nici nu vreau. Aș fi ipocrită să zic că dacă aș merge în Dubai nu m-aș urca pe o cămilă. Poate că da, dar nu știu, pe măgărușii aceia catări sau ce erau nu m-aș fi urcat, mai ales că era un drum foarte prost, foarte... Am văzut 11.000 de persoane care alunecau în fața mea pentru că drumul era pavat cu piatră și era foarte, foarte tocit. Printre toate căsuțele alea era foarte tocit, extrem. Nu știu dacă tot citește exact cuvântul potrivit, dar nu-mi vine altceva acum. La hotelul unde am fost cazate mi-a plăcut mai mult piscina și interiorul, dar la capitolul mâncare nu mi-a plăcut absolut deloc.
Cu fetele m-am distrat, a fost foarte bine, ne-am înțeles, nu au existat certuri, au existat 2-3 mici divergențe, dar le-am rezolvat. Ca în orice grup sunt păreri diferite, dar pe total pot să zic că 98% ne-am înțeles perfect. 2% poate am înțeles eu o chestie greșită, dar totul s-a rezolvat, oricum suntem prietene și nu puteam să stăm certate. Trebuie să aveți papuci din aceea pentru apă pietroasă. Eu nu am știut, doar Julie a fost singura dintre noi care a avut, pentru că a mai fost plecată. Eu din prima zi mi-am rupt unghia la picior, am lovit-o foarte, foarte tare în apă, într-o piatră. Plaja nu mi-a plăcut atât de mult pentru că, da, era o apă foarte, foarte curată, n-am văzut alge nici măcar atât, foarte limpede, se vedeau pietrele, efectiv. Dar plaja nu era pozabilă, să zic așa. Avea destul de multe pietre, cel puțin în zona aia. Dacă mergeai undeva mai spre port, în partea aceea unde am stat noi, situația stătea un pic altfel. Dar ca not și așa mai departe, atenție foarte mare, multe, multe pietre. Am mai fost la Laguna Balos, mi-a plăcut extraordinar de mult, am fost doar o zi. Și, sincer să fiu, mi-aș fi plăcut să fiu acolo pe un iaht câteva zile bune. Este foarte, foarte frumos, peisajul este vis, efectiv, se merită să mergeți măcar o singură dată. Am mai fost la așa zisa cetatea piraților, mi-a plăcut foarte, foarte mult și acolo, am urcat până sus, deși drumul a fost groaznic, o grămadă de scări. Era foarte, foarte cald, dar am fost curioasă și curajoasă, iar eu cu Julia am urcat până sus, Mariana a zis pas. Și acolo destul de drăguț și o plajă destul de drăguțică. Gran Vusa, dacă zic bine. Aceste mini excursii, le-aș putea numi, le-am luat separat. Ghidul nostru a venit a doua zi și ne-a prezentat anumite excursii, iar noi le-am plătit extra. Cea mai scumpă a fost cea în Santorini, 180 ceva de euro parcă, iar în Gran Vusa, la Laguna Balos, cred că am dat undeva până în 50 de euro sau ceva de gen. Ambele excursii și-au meritat bănuții. Per total. Da, m-aș mai duce în Grecia, cu siguranță voi mai merge, dar o să-mi aleg mult mai bine zonele pentru că așa e prima dată, nici nu știi unde să mănânci, nici nu știi unde să mergi și cam așa stă treaba și până nu vezi tu, n-ai de unde să știi. Te întâlnești și cu părții bune și cu părți rele. Per total, oricum au fost foarte multe părți bune, adică cele rele cumva au fost foarte puține și ne-am descurcat. Cu limba engleză ne-am descurcat, ei ca oameni sunt niște oameni foarte primitori, mie mi-au plăcut super, super mult. Chiar mi-a plăcut faza asta că pe plajă nu am fost înnebunite cu ia porumbu, na porumbu, ia papagalul să-ți citească viitorul sau mai știu eu ce. Totul a fost super, super ok, liniște, ba am fost surprins plăcută să văd că oamenii nici măcar nu fumau, nu existau chiștoace pe nisip, nu exista absolut nimic, curățenie maximă, în afară de pietre nu exista altceva. Oamenii citeau, cel puțin zona noastră a fost o zonă foarte, foarte liniștită, oamenii citeau la plajă, nu stăteau pe telefoane. În penultima zi am testat și unul dintre sporturi. Mi-a plăcut foarte, foarte tare. Acolo unde trebuia să plătești am întâlnit un român de al nostru care lucra de mai bine de 15 ani. Mi-a plăcut tare mult de domnul acela. Ne-a făcut și o ofertă de la 80 la 60. Ce-i drept, am văzut că în majoritatea locurilor nu sunt niște prețuri standard. Deci ce înseamnă că te ia cumva după față. Și domnul spunea că pentru două persoane ar costa 80 de euro și de fapt ne-a făcut o reducere și am plătit 60 eu și cu Mariana ca să ne dăm. Mi-a fost frică, sinceră să fiu, oricum am frică de înălțime, dar cu toate acestea am vrut să mă dau pentru că îmi place adrenalina și mereu mi-a plăcut și i-am zis că ce-o fi, o fi. Spre surprinderea mea mi-a plăcut mai mult pe apă, că o dau dintr-un an într-alta, mi-a plăcut mai mult pe apă decât în aer. Primul zbor cu avionul a fost destul de dubios, am avut câteva turbulențe pe mine, nu m-am panicat neapărat, doar că mi-a fost puțin teamă, vă zic sincer. Și la sosirea în București, dar și la plecarea spre Grecia, undeva când aproape să ajungem în Grecia, a avut așa câteva turbulențe de, vă zic, ok, s-ar putea să nu mai trăiesc. Iar când ne-am întors, au fost ceva mai multe. La întoarcere a plâns foarte tare un copil, chiar foarte tare.
Cred că i-a iritat pe toți chestia asta, dar până la urmă nu ai ce să faci pentru că este un copil. Mai mult cred că atitudinea mamei i-a iritat pe oameni. Eu am încercat să dorm doar de frică, să nu mai simt turbulențele și așa, dar n-am avut nici cea mai mică șansă. O să mai merg în Grecia, îmi doresc foarte, foarte mult, vreau să merg chiar să mă cazez în Santorini. Și aș vrea să merg și în Mykonos. Mi-a plăcut că am văzut nisip pentru prima dată roz. Am fost pe plaja roz, am fost și pe plaja cu nisip negru. Pe plaja neagră zicea efectiv că e mac, nu e nisip. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și oricum Grecia este foarte frumoasă, doar că trebuie să ai răbdare și timpul necesar să o vizitezi sau explorezi de la un capăt la celălalt. Ea, ca țară, este o țară foarte, foarte frumoasă și mie mi-a plăcut super, super mult. Fiind prima vacanță din viața mea, bine, eu am mai fost înainte în câteva zile în Bulgaria, dar nu se pune, a fost ceva așa mic. Asta a fost prima vacanță în adevăratul sens al cuvântului, primul zbor cu avionul. Eu am mai zburat cu avionul doar atunci când m-am dat cu parașuta și voi știți. Dar nu se compară cu un zbor de o oră și ceva, două chiar. Sincer să fiu, cred că următoarea vacanță va fi undeva prin ianuarie sau februarie. Voiam să mai plec în toamnă undeva, dar zic pas pentru că sunt alte lucruri de rezolvat. Și cred că undeva prin ianuarie voi face alte vloguri din altă vacanță. Sper că v-au plăcut, am muncit foarte mult la vlogurile acelea, nu au fost ele cele mai perfecte, dar asta a ieșit. Am încercat cumva să combin utilul cu plăcutul și să mă și relaxez, dar să și fac material sau content pentru voi. Sfatul meu este că atunci când mergeți într-o vacanță, pe undeva, oriunde, să consultați o agenție pentru că este mult mai safe. O să vă descurcați mult, mult mai bine, o să vă fie și mult, mult mai ușor decât să plecați voi așa pe cont propriu. Asta am fost și eu sfătuită, asta vă sfătuiesc și eu pe voi la rândul meu. Dacă mai aveți alte întrebări sau alte nedumeriri, puteți să-mi scrieți atât pe Instagram cât și în comentarii. Răspund la absolut toate comentariile și vă dau inimioare. Vă mulțumesc oricum pentru toată susținerea, pentru că sunteți aproape de mine și haideți să ne strângem cât mai repede 400.000. Cam atât și cu acest vlog, eu vă pup și aveți grijă de voi!